Bună! Haideți să discutăm în continuare de cum vom reprezenta grafic funcțiile de gradul întâi sau chiar constante. Avem funcția de tipul ax plus b cu a și b în r. Desigur că dacă a este 0, dispare termenul cu x rămâne b, unde d este un interval neregenerat în r. Cu alte cuvinte, avem intervale de format 2, 5, minus infinit, 4 și așa mai departe. Cum vom face? Știm deja să reprezentăm grafic funcțiile constante sau funcție de grad 1 când le avem definite pe R. Drept și prin urmare, la toate aceste funcții vom lua o surată mai mare, adică vom lua o funcție G, pe care o vom defini pe R, aceeași expresie. După ce reprezentăm grafic funcția G, vom lua din acea dreaptă care e reprezentarea grafică a funcției G, bucata din dreaptă, să spunem așa în ghilimele, aferentă intervalului unde este funcția noastră f definită. Haideți să vedem pas cu pas. Deci, ne uităm la subpunctul A. Primul lucru, mă uit dacă funcția definită pe R nu este definită pe R. Voi lua fie G, o funcție G definită pe R cu valori în R, deci schimb domeniul. În loc de 2,5 pun R. G de X chiar expresia pe care am la f, adică 2x minus 1. Și reprezint grafic această funcție, știm deja, vom face intersecția cu o x, adică egalez pe g de x cu 0, adică 2x minus 1 egal 0, x egal 1 pe 2, l-am mutat pe unul cealaltă parte și am împărțit la 2, putem să scriem frumos și ca pereche x-ul pe care l-am obținut și 0, ca și ordonată, intersecția cu Y, vom face G de 0, G de 0, 2 ori 0 minus 1, adică minus 1, deci vom avea perechea X din paranteză 0 și minus 1.